La capela căminului de bătrâni Luxab din capitală au fost săvârșite astăzi Sfânta Liturghie și un parastas la împlinirea a 8 ani de la trecerea la Domnul a arhidiaconului profesor Sebastian Barbu Bucur. Părintele profesor Sebastian a predat muzica psaltică și corală vreme de 5 decenii în multe instituții de învățământ din țară, edificând o adevărată școală de muzicologie bizantină românească. A fost membru în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România din anul 1969 și a inițiat și coordonat formația de muzică bizantină Psalmodia a Universității Naționale de Muzică. Tot astăzi au fost pomeniți și alți 6 profesori de muzică bisericească și psalți compozitori: Dimitrie Suceveanu, Ion Popescu Pasărea, Ioan și Emanuel Zmeu, Gheorghe Claru și Ștefanache Popescu. Și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Răspunsurile liturgice au fost oferite și de ucenici și urmașii părintelui profesor Sebastian Barbu Bucur la Catedra de Muzică Bizantină a Universității Naționale de Muzică din București. Am participat astăzi, într-adevăr, cu bucurie și emoție la acest eveniment comemorativ, dedicat memoriei celor doi mari protopsalți și profesori a ceea ce înseamnă cultura muzicală de tradiție bizantină, și îi mulțumim părintelui paroh Alexandru și celor doi psalți, Alin Costa și Andrei Pătrescu, prietenii noștri, pentru această invitație de suflet, pentru că am putut să slujim împreună slujba parastasului pentru părintele arhidiacon Sebastian Barbu Bucur, de la cărui mutare la cele veșnice se împlinesc 8 ani, și totodată pentru domnul profesor Ion Popescu Pasărea, de la cărui trecere la Domnul se împlinesc pe 10 aprilie 80 de ani. Cele două personalități sunt marcante, așa cum am spus, pentru cultura și muzica bizantină, pentru că au ținut vie această flacără a interpretării muzicale, a cercetării muzicologice, și ar trebui să amintesc în acest sens că domnului Popescu Pasărea îi datorăm înființarea primei asociații generale a cântăreților din România, înființarea revistei Cultura, pentru ca de cealaltă parte să ne aducem un pios omagiu pentru tot ceea ce a făcut maestrul Sebastian Barbu Bucur pentru cântarea bisericească, și amintim în acest sens onda a formației Psalmodia în anul 1988 sau reînființarea Academiei de Muzică Bisericească în cadrul Universității Naționale de Muzică din București la începutul anilor 90. Ceilalți psalți au fost adăugați prin analogie. Ștefanache Popescu a fost mentorul și predecesorul lui Ion Popescu Pasărea. Gheorghe Claru a fost un apropiat al lui Ioan Zmeu, motiv pentru care acesta i-a și publicat lucrările în liturghierul său de strană. De asemenea, Emanuel Zmeu este tatăl lui Ioan Zmeu. Această pleiadă de psalți au fost cu toții pomeniți azi, în contextul anului comemorativ al imnografilor bisericești, spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria tuturor credincioșilor. În capela Centrului de Îngrijire Luxab vor mai fi organizate anul acesta și alte momente comemorative pentru profesori de muzică bisericească sau psalți trecuți la Domnul. Noi la Capela Luxab și Asociația Sfântului Ierarh Alexandru, ca iubitori de muzică bisericească, de muzică psaltică, ne găsim cumva datori să amintim și să aducem un omagiu de fiecare dată când avem ocazia pentru psalții trecuți la Domnul, și de aceea cumva ne-am propus, începând cu acest an, să creăm un obicei și de fiecare dată când suntem în preajma sărbătoririi pentru trecerea la cele veșnice, la cele cerești a unuia dintre psalți, să organizăm Sfânta Liturghie cu parastas pentru aceștia. Mulțumim celor care s-au implicat în această acțiune de astăzi, mulțumim psaltului nostru Alin Costea, care se află de fiecare dată aici, mulțumim domnului Andrei Predescu, care de fiecare dată ne-a răspuns cu bucurie invitațiilor pe care le-am lansat, și de asemenea mulțumim și domnului Cătălin Cernătescu,
de la Facultatea de Muzică din București, care a dorit să fie prezent și dumnealui astăzi aici și pentru noi, sigur, a reprezentat un moment deosebit să avem și un reprezentant al Facultății de Muzică din București atunci când înălțăm rugăciuni pentru psalții români trecuți la Domnul. În capela Centrului de Îngrijire se păstrează un fragment din moștele Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului.